Înainte de meci? Bă, emoții. Am ceva emoții. Abia aștept meciul cel mai cu Daniel Sam. Fiți alături de mine, mă duc cu energie pozitivă. Doamnelor și domnilor, ne-am pregătit timp de două săptămâni. Ați văzut episoadele noastre anterioare Inside, ați văzut ce au făcut sportivii noștri înainte de această gală. Iată, suntem la Cluj-Napoca și momentan sala este goală, dar în curând o să avem o sală arhipelagă pentru că biletele s-au vândut, iar sportivii noștri sunt pregătiți. El la tactică și ascultă antrenorul, de tactică, dar trebuie să recunoaștem că dacă Mădălin și-ar fi ascultat tactică, am câștigat. Asta e, nu am respectul de Vlaghez, normal, dar ce e? Știu că mai e un favorit în piramida asta, ce crezi că o să facă Prințul? Eu cred că Prințul va câștiga. Da? Care sunt calitățile lui? De ce crezi că o să-l bată pe Remu? Răutate. Și prietenul Tom Mogoș ne-ați ajuns în finală. Ce s-a întâmplat? Nu știi că întotdeauna vine cu o surpriză. Chestia asta e, a fost seara lui. Pierdută. Hiena stă cu greu în picioare, nu cred că mai poate continua acest meci. Senzațional moment pentru Andrei Pisari și final de luptă în uralele publicului. În România sunt câțiva luptători de top. Unul dintre ei a fost Corbeanu. Am trecut cu pro. Următorul, Adrian Maxim, eu te aștept. Când vrei tu. A câștigat meciul, cum crezi că o să fie finala? O să câștige, bineînțeles, pentru că am muncit foarte mult. Și am bătaia acasă dacă nu câștigă, nu? Și asta, da. Și te-ai pregătit aici, în sală, n-ai, în vestiar, n-ai mai fost în sală. Sala e ar fi plină. Vă mulțumesc frumos pentru ajutații care ți-au plângeni. Bă, aveam emoții. Crede-mă că aveam puține emoții. Azi că văd nu vine lumea. S-au umplut sala. Vă mulțumesc din toată inima, tot respectul. Dragi plângeni, dragi ardeleni. Promit că o să fac un meci mare. Cum crezi că o să fie explozia în sală la meciul tău? Nu știu cum o să fie, habar n-am. Să sperăm să fie atmosferă frumoasă și să fie un meci mare. L-am întrebat și pe Daniel Sandri ceva mai devreme, cum se simte, cum cât de montat ești, a zis că abia așteaptă meciul cu tine să înceapă războiul ceva de genul. Și eu abia aștept să înceapă războiul, abia aștept să mă bag cu Daniel Sam, o să dea foarte puternic,
sunt pregătit, am deja o tactică în mintea mea. Vă spun să iasă un meci foarte frumos. I-ai dat un sfat lui Rembo înainte de final? Lui Rembo i-am dat foarte clar să meargă înainte, să dea pe cadea să lovituri, să se bate cum știe mai bine, că și pe la sală Rembo foarte mult. În fapt, eu își pare și tot timpul a fost foarte bun și am spus așa, spus și mic și așa a făcut. Coach Mihai Constantin, he's fighting for Scorpion Gimiaș. Please, make some noise for Bogdan Ciobănașul Năstase! Coșe și directe trimise de Năstase. The winner is Bogdan Năstase! Bogdan Năstase, câștigătorul din acest meci. Acum nu prea am avut timp să mă antrenez. Vreau să fac nunta anul ăsta pe 22 septembrie și e foarte greu să pregătești și nuntă și meci. Și acum mai aștept și un copilaș. Cred că o să fie băiat și vă iubesc mult și mi-a dat putere să vin și m-am bătut ca un cioban. Vă iubesc, Cluj! Am văzut, bravo! Un cioban, un moldoven, adică de fapt toți moldovenii câștigă în seara asta, nu? Doamne ajută! Aici în Ardeal. Am emoții și pentru meciul cu Cătălin, un meci foarte greu. Dai seama că țin cu fratele meu Cătălin, colegul meu care m-a bătut până acum și după ce o să leșe de caunului, o să vină cu Cătălin și mă bată. Așa ne-a pregătit tot bătaia să o să numim de el. Da, de la Cătălin? Păi de ce te-a bătut până acum? Și de la antrenament, de ce bătăim de... Crezi că ai făcut vreo prostie pe acolo? Nu, la mine bate la antrenament, mai ceva ca la mici. Mai ceva ca la mici? Hai mă frate, spune și mie, zi-mi povestea aia, că nu, lumea nu știe. Când te-ai dus tu cu blana aia până în China și ai cărat-o după tine, zi-mi și mie povestea. M-am pornit să mă duc în China. Și am ajuns la aeroport, belea că nu mă lăsa cu joc. Păi frate, de oane, oane de piele, nu, nu putea oare pe avion. Păi n-are cum să o bagi la cadă, n-are nicio treabă. În sfârșit am plătit în plus, m-au lăsat, așa în România, plătești în plus. A, tu știi că noi avem ceva în comun, bunicul meu a fost și el cioban. Numai că el nu avea ghioacă, el cânta la fluier. Avea blană, avea tot ce trebuie. Sincer, când m-am chinuit să cânt și eu la fluier, niciodată, nu s-a prins nimic de aminte. Am încercat să cânt la fluier, m-a mers. Am zis să mă apuc de bătaie. Da? De bătaie, văd că merge. Denis, din Olanda a venit pentru tine aici, Beni. Da, este o dovadă de fair play și de sportivitate, mă susține și în cariera mea în box profesionist, pe care eu încerc să cresc cât mai mult. Să își a cerut și scuze. O, încă o stângă încasată de Boiciuc și nu cred că va mai putea să se ridice, nu mai vrea să continue Boiciuc. Victorie final de luptă, pentru Rembo. Iată, knockout în prima rundă pentru Rembo. Bravo, Rem, bravo, încă ți-ai zis. Nu l-a lăsat să reșire, așa vă vreau, bă, așa vă vreau. Cu ce a fost mai bună seara asta față de tine? A fost mai pregătit. Și-a folosit aturile, și-a luat revanșa, cred că și-a trăit foarte mult revanșa cu mine. Așa-i. Sunt bucuros că am câștigat această piramidă, mi-am dorit foarte mult. Și acum așteptăm noi provocări. Și am venit să le ținem pumnii împreună lui Beni și lui Cătălin. Beni, care va avea un meci de box, este puțin altceva pentru el. Sper să câștige și să boxeze foarte bine și să devină un boxer bun. Iar Cătălin știu că are un meci greu, dar cred că dacă îl vom susține toți, va câștiga și va face un meci frumos. Ladies and gentlemen, I'm presenting the blue corner.
în, iată-l pe Beni, îl duce la podea pe Mihailovici. Așadar, nicio problemă pentru Beni, victorie la puncte în fața lui Igor Mihailovici. How do you feel after this fight? Tired, very tired. Very tired, da? He's 120 kilos and fast. He's not like some other guys, heavy and slow. He's fast, he can hit hard. Mă rog, gala perfect, tu, da? Da, mă, stai. Ești, da? Da, mă, stai. How do you feel here? Excellent. People here live for the fight. They understand every move. It's like football. I'm a little bit disappointed in our country. It's not like that, you know. Ah, okay. We are on the right way, but I hope we're gonna be like this. Vă rog frumos să nu mergeți cu mine, că Mihai a fost să facă ceva. Nu e ce să zic. Da, nu trecați, hai de cu la Mihaela, fata care e fim atenți la loviturile de genunchi din partea lui Sam, încasează Moroșanu, incredibil, exact când spuneam de această lovitură, încasează înficat Moroșanu, lovitură de genunchi, arma principală a englezului, respiră cu greu, numărat de Cezar Gheorghe, nu cred că va mai continua acest meci, da, Moroșanu spune că mai poate. Însă de fiecare dată când Moroșanu se duce la podea, inventează Moroșanu și agresivitate, asta îi trebuie lui Cătălin Moroșanu în aceste momente. Din nou se Cătălin Moroșanu, câtă tensiune în acest gata luptă! Lovitura medială de picior și iese la podea! Meciul a început destul de greu pentru tine. Ai avut ceva emoții? Am avut emoții pentru că nu am fost pregătit la parametrii maximi. Bă, când m-a luat genunchiul, l-am ficat, am crezut că mi s-a oprit toată respirația, am zis că să mă opresc. După aia au strigat toată lumea, Moroșanu. Mi-au dat toată forța asta, am zis, bă, nu se poate să renunț așa. Dar se pare că Dumnezeu acolo sus și m-a ajutat. Te-ai gândit un pic la Zimmermann? M-am gândit la Zimmermann atunci, genunchi de nu așa nici cu mine. E animal, 120 kg, lovea foarte puternic. A fost un meci foarte greu. De ce ultimul meci în România? Pentru că sunt bătrân, pentru că am și eu 35 de ani. Luna asta împlinesc 35 de ani. Cred că ce am avut demonstrat, am demonstrat. Și
Mai urmează 3 meci în diaspora, Londra, Milano, Frankfurt și după asta o să merg pe cariera de promotor. Am înțeles. Te gândești așa pe viitor? Ai zis câteva orașe de afară. Asta o să fie doar pentru că o să luți tu pe finalul carierei sau te gândești și pe viitor să faci mai multe gale în afara țării? Pe viitor mă gândesc să fac mai multe gale în România, în primul rând, pentru că avem câteva orașe care sunt dispuse să facem această gală și pe viitor, la fel, vom căuta noi eroi care se prezintă România. Deja am văzut niște meciuri foarte frumoase în această seară. A fost o gală reușită. Jos pălăria pentru toți luptătorii și vă promit că de acum vor urma numai meciuri din astea grele și doar pentru a face, a scoate valoarea tot timpul în față. Well, that's good. Not struck him with a knee in the first round. It surprised me as well when he went down. But I thought, okay, if I keep some pressure on him, he's gonna go. And he took more, and he's, because he's obviously he's strong. I think the second round, he landed a punch. I didn't see the punch, knocked me down. It was a good punch. Then okay, we're in a fight now. And I said to him, I remember saying to him, okay, let's have a fight. Come on, fuck this, we're gonna have a fight. But the second two knockdown. The first one was some punches knocked me down. The kick was a slip. The kick hit me here and my leg slipped at the same time. The referee catch it as a knockdown, but okay. I can't argue with it because it was a good fight. Catalin's strong. As I said, we come to make war. I said I come for war and I know he come for war. So, you know, we fight to the end, we make a war and both of us, you know, warriors. I hope the crowd enjoyed it. That's what we come for. Yeah, what do you think about... Did you enjoy it? Yes, for sure. Everybody was enjoyed this fight. What do you think about this thing? Catalin said that he did this fight was the last one for him in Romania. Okay. And next time he will fight outside of Romania. Okay. And he said maybe one time it will be in London. Yeah. You want that'd be good. You want to have another fight? We're 1-1. Yeah. I went in Puerto Rico. He won today. That's 1-1. So we must have a decider. So when he comes to London, he can do it in my crowd. And okay. And we do it again. Ah, okay. You have a lot of crowds here. Yeah. This is my hometown. Like, this is his hometown. They make a lot of noise when he knocked me down. You come back to London, I knock him down, the crowd make the same noise. Uite, vreau să fac ceva acum. Ce n-am făcut niciodată cu interviu. Hai să facem un selfie amândoi. Doamne Dumnezeule, la Cepo să facă selfie cu sportivii, Doamne. Da, frate. Niciodată n-am frate, în viața mea n-am făcut, Doamne Dumnezeule. Asta trebuie să o rămâm, această poză, că la Cepo este foarte, foarte pretențios cu pozele cu sportivii. Mersi mult, doamne, respect.